Că l-am adus de acolo, de la stână, am ciurcii în urechi care am ei. Ea se vede cum o tras aici până lână, se vede frunză de tufă, de lucruri de astea, n-avem ce face, domnule. Ce facem cu animalele? Ne le prăpădim sau ce facem? Și asta e mușcată? Da, e prinsă de lup. Ce se întâmplă cu oile? Da, cu oile se duc pe câmp. Se duc pe câmp și ziua la miază, la 12 ziua, l-atacă lup. Să duc câinii acolo după el, ce să facem? La cine se apelă? Dar de cât timp aveți problema asta? E pe ianuarie. Am avut și anul trecut, dar n-am spus la nimeni, nu? Asta e optul animalii care îi aici în față. Dar n-am avut oi care să aduc dovada. Asta o scăpat cu câinii, o scăpat acolo ciobanul cu câinii și în prezența... E prezentă oaia. Uh-huh. Și ce ați făcut? Ce demersuri ați făcut către autorități? Către autorități, până astăzi n-am făcut niciun demers. Astăzi am făcut o sesizare la primărie și o să zic că să le spui la ăștia, la vânători, să vie și vânătorii și să mai facem câte sesizări. Mai sunt ciobanii. Dar n-ar fi știut primăria mai bine unde trebuie anunțat? Păi eu zic că să facem la vânători. Uh-huh. Și proprietarii care sunt de animale cu porci în istrie, zic că se meare omul, spune, o mâncare colta și duce la vânător. Dar pe cine e vânătorul? Uh-huh. Eu nu știu cine poate plăti oile, că deci asta e a opta oaie care e. Pot să mă duc acolo la stână, sus, să mă duc și până în locul unde o prins pe oaie. Uh-huh. Și am adus vie că mi-o scăpa câinii. Și vin la noi, la stână, că n-ai voie, 3 câini, 4 câini, ce ai, că să le pui jujauă, dar pe ce să fac cu câini? Dacă le puneți, nu mai pot alerga după lup, sau? Da, pe nu, că nu pot alerga după lup, dar pe, nu, zic că să le pune jujauă, eu nu se potrivă să nu le pui jujauă, dar mie cine de despăgubește oile astea care-s mâncate ei lup? Mie de despăgubește cineva? Zice, spuneți dumneavoastră, dacă mie de despăgubește cineva... Deci, în primul rând, conform legislației, dânsul a depus o sesizare în acest sens la primărie, respectiv fondul cinegetic este dat la o asociație, Asociația de Vânător Regal. Și astfel trebuie sesizată și asociația. A fost sunat de dânsul, a fost sunat președinte. Bineînțeles, noi am demarat procedura încât sesizarea și o adresă am trimis la Garda Forestieră, la asociație, la direcția agricolă, respectiv la agenția de mediu. Când s-au trimis aceste sesizări la aceste instituții? Din câte știu eu, acestea de vânătoare dispun de fonduri pentru despăgubirea persoanelor. Acum, legislația, să fiu sincer, momenta care va fi situația de despăgubire, acum nu știu, o să decidă comisia. Nu vreau să intru în detalii până când comisia nu s-a întâlnit și vedem, se întocmește un proces verbal în care oricum